Ce ritual de scris avea? Scria noaptea. Scria noaptea până spre dimineață și toți cei de la Mogoșoaia, îți povesteam că în ultima perioadă a vieții acolo scria principalele cărți, cel mai iubit, Viața ca o pradă, Delirul, au fost acolo, acolo au fost scrise. Cei de la masă de jos, era foarte, ca să spun, bine gândită casa de creație de la, de la Mogoșoaia. Sus erau camere la, la primul etaj, la partea era un restaurant mai modest, dar unde, mă rog, să avea grijă întotdeauna să, să aibă locatari și erau foarte mulți și tot știau că atunci când Preda își cumpără două sticle de apă minerală, e seara în care scrie și nu aveai voie să te aduci, să-i bași la ușă sau să-l, sau, sau să-l întreb ceva. Scria spre dimineață, îmbrăcat într-un halat de care mi-aduc aminte, într-un halat de mătase roșu, cu un stilou pe care l-am adus să ți-l arăt. E un, e un stilou de aur pe, pe care și l-a cumpărat, pe, și l-a cumpărat de la Paris. Care are o poveste interesantă. Nimeni nu știe să scrie cu stilou ăsta. Eu am încercat, l-am luat, l-am curățat, i-am pus cerneală, am încercat să scriu cu el, n-am reușit, nu scoate niciun rând pentru că nu știu să-l țin și să-i înclin penița ca să pas, să scrie. M-am uitat, e, unde, e, e tocit într-un colț, nu știu, nu știu cum îl ținea sau cum scria, cert e că numai el, îi poartă amprenta. Numai el poate să... putea să... E cel mai important obiect pe care îl păstrați? E unul dintre cele mai importante, da. De la tatăl dumneavoastră. Da.